A fost alertă în Maramureș după ce în noaptea de miercuri spre joi, doi tineri, ambii de 21 de ani din Ucraina, au evadat din centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. În tot județul au fost instituite filtre pentru prinderea celor în cauză. Polițiștii ar fi constatat lipsa lor la ora 5 când au vrut să-i ducă la Curtea de Apel Cluj, unde trebuia să se judece recursul pentru arestarea preventivă a acestora. În urma activităților operative desfășurate de polițiști, cei doi au fost depistați pe raza comunei de Sești. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a dispus efectuarea de verificări cu privire la evenimentul înregistrat la centrul de reținere și arestare preventivă.